Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre sondajele de opinie și în mod special despre ultimul sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, care recent a fost făcut public. Până a prezenta invitații ediției de astăzi, stimați telespectatori, țin să menționez că deja, după cum v-ați obișnuit, puteți participa și dumneavoastră la discuția noastră prin intermediul rețelelor de socializare, unde puteți plasa întrebările adresate celor din studio. După câte spuneam ceva mai devreme, invitații ediției de astăzi sunt Dumitru Roibu, activist civic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Oleg Lipski, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, și Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit la Accent TV. Bună seara și bine v-am regăsit. Domnule Mocanu, haideți să începem de la un aspect probabil care a fost foarte mult discutat, de la o întrebare interesantă care, aș zice, în calitate de ziarist ar genera o discuție interesantă. Cum decurg lucrurile în țara noastră? Într-o direcție bună sau greșită? Cifrele pe care le-ați prezentat în cadrul acestui raport, acestui sondaj, sunt destul de relevante. Vă rog să vă expuneți pe marginea lor. Desigur, din start vreau să vă spun că Asociația Sociologilor a desfășurat acest studiu în perioada 20-28 mai, pe un eșantion de 1172 de respondenți, cu o marjă de eroare plus minus 3% în 79 de localități. Acest proiect, acest studiu a avut ca temă percepția mass mediei în procesul de democratizare a societății din Republica Moldova și a avut ca scop să vadă care este rolul mass mediei, să aprecieze calitatea activității mass media și să determine rolul acesteia în procesul de democratizare sau, spunem, de modernizare a societății din Republica Moldova. Și acum răspund la întrebarea dumneavoastră. Da? Spuneți. Deci, majoritatea respondenților consideră că direcția de dezvoltare a țării este greșită. Asta au răspuns 6 din 10 respondenți. Direcția este bună 22%, adică practic fiecare a cincea persoană consideră că direcția este bună și un grup mare de cetățeni, circa 16%, n-au putut să dea un răspuns clar la această întrebare. Ei nu înțeleg ce înseamnă direcția de dezvoltare a țării. Și nu numai mulți cetățeni nu înțeleg această sintagmă, dar nu înțeleg chiar și unii experți. Și subînțelegeți din direcția de dezvoltare a țării. Clar că noi această întrebare am luat-o din barometru european, da? Să desfășoară studii în țările europene și noi am introdus această întrebare în chestionarul nostru ca să vedem în genere cum apreciază starea de lucru în Republica Moldova. Și noi în investigațiile calitative întrebăm pe respondenți, da? Dar ce subînțelegeți dumneavoastră cu direcția dezvoltarea țării? Și ei spun că ei evaluează situația economică a propriei familii. Cum a trăit el, să zicem, cu un an, doi în urmă și cum trăiește acum. Alții înțeleg invers, vectorul geopolitic a țării. Dacă anume adepții integrării euroasiatice consideră că țara se mișcă în direcție greșită, adică Republica Moldova a semnat tratatul de preaderare la Uniunea Europeană și consideră că locul Republicii Moldova nu este în Uniunea Europeană, dar este în Uniunea Economică Euroasiatică. Da? Și mai mult, în esență, oamenii înțeleg direcția dezvoltării țării, cum decurg reformele în Republica Moldova. Deoarece 26 de ani de la independența Republicii, Moldova desfășoară reforme, da? Reformele sunt foarte drastice. Sunt, dacă unele țări, să zicem, precum Georgia, au primit mari dotații de la organismele financiare internaționale, de la anumiți vestiți mari oligarhi, au primit bani pentru a reforma poliția, a reforma sectorul vamal, în justiție au reformat, au primit foarte bani că reformele costă. Noi primim pentru a desfășura aceste reforme niște sume foarte mici de bani și ca atare reformele se vor desfășura pe spatele populației. Și populația consideră
că ceea ce s-a făcut acum în Republica Moldova, așa anume, pierderea pieței rusești, distrugerea sistemului agroindustrial de Republica Moldova, aceasta este costul reformelor. Da. Și el și acest cost îl suportă populația. Domnule deputat, haideți să vedem, concetățenii noștri când au fost întrebați câtă încredere aveți în mai mult sau mai puțin primele poziții rămân a fi aceleași. Ne referim la biserică, mass media, armată, biserica 63-35, mass media 47, armata 44, însă creștere semnificativă au estimat acest lucru sau l-au sesizat acest lucru atât membrii societății civile cât și specialiștii. Mă refer la președintele țării. Cum s-ar explica aceste fenomene? Eu vreau să spun că, cum am discutat anterior, înainte emisiunii, că biserica înseamnă credință mai mult decât concret personalități. Da? Ceea ce ține de mass media, de armată, tot aceea și de Academie de Știință. Ceea ce ține de președinție, deci aici avem o persoană. Deci o persoană care a luat angajamente când a fost în perioada electorală și acum el, ca atare, își ține cuvântul și pas cu pas el face ceea ce a promis cetățenilor. Eu cred că din cauza asta a crescut și ratingul președinției ca atare, dar ca atare e vorba de ratingul președintelui Igor Dodon. Ceea ce se face, oamenii doar văd asta, se rezolvă problemele cu piața rusă, se rezolvă problemele cu emigranții în Rusia, cu starea lor acolo, deci situația lor acolo se îmbunătățește, sunt rezolvate problemele, deci se încearcă să fie rezolvate problemele economice în țară, având în vedere contacte cu alți lideri și cu Turcia și cu Ungaria. Deci oamenii văd că președintele se ocupă de treabă, el rezolvă întrebări statale, să zicem, de stat, pentru binele oamenilor. Domnule Lipschie, asta... dumneavoastră, dacă ați fi fost întrebat în calitate de cetățean, ceea ce încercam să aflu de la bun început de la domnul Mocanu, credeți că țara noastră merge într-o direcție bună sau greșită? Unde v-ați fi aliniat? În direcție bună, 21% sau direcție greșită, 62%? Știți, eu poate aș spune așa ceva, poate nu chiar ceea ce vreți să auziți de la mine, dar vreau să spun altceva puțin. Vă rog, spuneți, aveți tot drept. Am venit dintr-o deplasare din China. Da. Acolo se vede unde țara se mișcă. Ea se mișcă. Ea se mișcă. La noi e stagnare și de vorbit că ea... mai mult, eu aș crede așa, că ea se scufundă tot mai jos și mai jos. Ea nu merge nicăieri. Ea se îngloadă și îngloadă și se îngloadă. Când noi vorbim de reforme, dar ce formă noi avem? Că vrem să reformăm forma asta până la sfârșit. 26 de ani tot reformăm. Jumătate de viață unui, poate, nu, poate puțin mai mult, să zicem, o generație, tot mai reformăm. Oamenii care au început reformele, deja mulți din ei nu mai sunt. Pentru cine se fac reformele? Dacă pentru cine se face asta? Dacă omul când, da, sunt mai multe concepții, dar când omul e întrebat, țara se mișcă în ce direcție, bună sau rea? Dar omul se gândește, viața a devenit mai bună pentru mine sau viața a devenit mai grea pentru mine? Și dacă viața e mai grea, atunci în ce direcție? Clar că țara nu merge acolo unde trebuie. Țara nu se... Nu că nu merge, țara nu se dezvoltă și asta e problema cea principală. Și reformele astea, asta e, se bate pasul pe loc și eu spun că țara pur și simplu se scufundă. Asta nu e nu dezvoltare, asta nu este, nu este un, niciun progres și asta generează emigrația din țara oamenilor. Până la sfârșit, noi câți oameni deja am pierdut, câți oameni au plecat din țară și ei cu picioarele votează pentru răspunsul acela, că țara nu merge acolo unde trebuie. Domnule Roibu, unei societăți democratice este caracteristic transparență în actul decizional, dar nemijlocit și accesul la informație. Concetățenii noștri, aproximativ 70%, dacă nu greșesc, zic că într-o măsură mare și într-o măsură foarte mare au acces la informație. Dumneavoastră, în calitate de activist civic și în calitate de reprezentant, dacă am putea spune așa, a societății civile, cum este văzută problema? Noi, în calitate de simpli cetățeni, putem intra în posesia unei informații care ne este garantată prin lege?
Nu, eu nu cred că atunci când vorbim despre transparența decizională, noi avem în vedere doar informații, pentru că informații de diferit. Întrebarea suna așa, poți să ai acces. În ce măsură considerați că populația Republicii Moldova are acces la informație, da? Nu, așa deci, da. Dacă noi vorbim despre accesul la informație și prin prisma la ceea ce arată sondajul că în primărie oamenii au încredere, atunci putem să deducem simplu, pentru că atunci când e vorba, da, sondajul a fost realizat în 72 de localități, presupunem că el este reprezentativ cu o marjă de 3%, ceea ce înseamnă că în țară, în general, oamenii atunci când au nevoie de informații, pot să obțină. Eu nu cred că oamenii pot să se bucure de o transparență în domeniul decizional, pentru că noi avem un guvern care a demonstrat foarte clar, în și condiții transparente, luării deciziilor poate fi votat și cum un guvern poate fi investit noaptea la 11 și cum președintele spune că investirea va avea loc mâine, el o face azi, da? Mă refer la președintele Timofti. Și în general toate acele mișcări care au avut loc în ianuarie 2016, asta a fost un exemplu clar despre cum moldovenii nu au acces la transparență decizională și nu cred că cu acești pași, cu acești succese și cu acești oameni în fruntea țării ei vor avea de grabă. Dacă noi vorbim despre accesul la informații, păi iată, în activitatea noastră obștească am adresat, de exemplu, la Ministerul Culturii o scrisoare în care am cerut 4 puncte, informații la 4 puncte. Chiar dacă legea cu privire la petiționare prevede că eu ar fi trebuit să primesc răspuns timp de 2 săptămâni și în cazul în care întrebarea este destul de complexă, cu acordul conducătorului instituției, eu să fiu informat că voi primi peste 30 de zile, eu am primit peste vreo 2 luni răspuns. Și asta este Ministerul Culturii. Eu mă tem să mă gândesc ce se întâmplă în alte ministerii care sunt mai încărcate și mai complexe după paleta de activități pe care le dispune. De ce eu aș spune că dacă vorbim despre informații, ele în principiu sunt, dar depinde de gradul lor de secretizare și așa mai departe. Cu atât mai mult că eu cred că este o sumedenie de informații la care noi nu avem accesul și asta haideți să ne aducem toată epopeea cu furtul miliardului, cum au ars mașinile cu documente în păduri la Ialoveni. Dar noi știm numele lui, de exemplu, pentru că asta e foarte important. Numele șoferului care ars în pădurile la Ialoveni. Ori adică acum întrebări serioase la care societatea noastră nici nu se gândește. Ce s-a întâmplat? Cum a ars mașina aceea? Unde sunt documentele? De ce ce căuta ea acolo? Și multe alte întrebări, apoi despre care acces la informații. Dar asta este un subiect pe care noi, într-adevăr, ne atinge pe fiecare în mod direct, pentru că noi contribuim cu bani în urmă la toată povestea asta. Nu cred că noi avem acces la informații substanțial. Haideți să avem o discuție constructivă. Da. Da, dacă se poate, vreau să adaug ceva. Spuneți. Noi avem un exemplu la Băcioi, când s-a luat decizia să fie construit un centru de prelucrare a deșeurilor periculoase. Oamenii au aflat că primăria a dat consimțământ să fie construit centru peste jumătate de an după ce s-a luat decizia asta de primar. Când oamenii au început să se dezvolte, le s-a spus, păi gata, s-a făcut studiu de fizibilitate, s-a cheltuit sute de mii de lei sau de chiar și de valută, fiindcă claritate tot nu. Tot nu este claritatea aici, cât s-a cheltuit. Și gata, deja dacă s-a făcut, asta trebuie de construit. Da. Domnule Mucan, vă rog, spuneți, interveniți. Confirmă ce îi spun colegii mei de platou. Confirmă și observați că circa 46% dintre respondenți și 63% din experți consideră că populația are acces la informație în măsură redusă sau deloc. Adică cel mai mare grup de respondenți consideră că în măsură redusă au acces la informație. Da. Și iată, vreau să revin la întrebarea ce a spus, dacă țara se mișcă într-o direcție bună sau greșită, vreau să vă spun că dacă să analizăm în dinamică, nu numai rezultatele studiilor desfășurate de organizația noastră, dar și de alte companii, atestăm faptul că în ultima jumătate de an a crescut cu 10% ponderea celor care consideră că țara se mișcă în direcție corectă, în direcție bună. Și asta e clar că e mai bine sociologie, mai bine decât sociologii, politologii ar putea interpreta acest lucru. De ce populația consideră așa? Și sunt unii care consideră că de rău de bine, dar acum în țară se observă o stabilitate, că a fost ales un guvern bun, rău, dar este activ și muncește și aceasta le inspiră lor că cumva vor scoate țara din impas.
Da, eu, vă rog, după aceea o să trecem la un aspect. Despre interpretare, eu am dubii și, pe de-o parte, îmi pare rău că există persoane care se bucură de această, în ghilimele, stabilitate. Pentru că aceți vă aminte sub ce caricaturi se desfășura anul 2009, perioada electorală, când arăta Republica Moldova ca o iensul în apă, cu cruce înfiind întrânsă și pe cruce scrie stabilitate, da? Adică Moldova îngropată în stabilitate. Și asta era 2009, când noi eram top 3 în Europa la nivelul de securitate bancară, în întreaga Europa. Noi aveam lucruri care putem să ne mândrim la acea perioadă. Și la capitolul reforme. Nu, Voronin numea asta modernizare. El asta numește modernizare, nu reforme. Și el, apropo, tot critică folosirea acestui cuvânt prea des. Dar actualmente, noi deci am făcut o revoluție, am ars parlamentul, am distrus președinția, am răbdat vreo 3 ani de termen rezonabil de lui Ghimpu, că noi nu știm care e termen rezonabil, dar noi suntem deputați pe 4 ani și să votăm președinte când vrem noi, chiar dacă au trecut peste Constituție. Au trecut să trecem peste vreo câteva guverne corupte care să fie demis motivul dat. O trebuie să ajungem în 2016 să votăm noaptea un guvern, ca să ajungem în 2017 și să ne bucurăm de ce e stabilitate din 2009. Dar care e dezvoltarea noastră? Fiți atent când vorbiți, că noi am dat, că noi am făcut. Nu noi, guvernare. Trebuie clar de spus că au incendiat parlamentul și clădirea, forțele, serviciile speciale, au făcut ei lucrul ăsta, străinii care sunt, au făcut, dar populația și acum consideră că trebuie numai decât să fie trași la răspundere cei care au cediat aceste clădiri, că ele vor fi restabilite sau sunt restabilite tot din banii țăranilor. Și țăranii foarte mult acuză cei care au dat foc la Parlament. Sunt unii discreierați care spun, dar ce mă, Victor, dar ce nu mai sunt pe Europa? Au dat foc la case, fac revoluții, păi uitați ce se face. Dar noi, Moldova, așa o lecuțică. Zic, măi, zic, stați o lecuțică, dar așa se gestionează o țară săracă. Dar cum vrei să o faci stabilă și bogată, cum dai foc la clădirile țării și te bucuri, da? Domnule deputat, ce se întâmplă cu aceste clădiri? Sau ce s-a întâmplat atunci? De ce nu cunoaștem adevărul? Facem o mică deviere de la emisiune, dar oricum revenim. Puterea care actuală, ea nu vrea să știm adevărul. Atâta. Alt răspuns nu este. Dar vreau să spun de altceva. De stabilitate, eu înțeleg că noi auzim tot din mass media care aparțin puterii. Ei spun de stabilitate politică, că totul e bine, se spune foarte mult că totul se dezvoltă, totul se face, dar asta sunt cuvinte și asta ceva virtual care noi vedem, ni se arată la televizor, se spune la radio, chiar și internet se scrie, că totul se dezvoltă, totul e bine, totul e frumos. Dar noi vedem altceva. Noi vedem legile care ni se impun, acordul de asociere care nu e convenabil pentru țara noastră. Până la sfârșit noi am venit la aceea că noi suntem dirijați din afara țării. Și asta e clar. Și atunci despre ce stabilitate politică noi vorbim? Domnule Mucanu, avem întrebare care sună în felul următor. Considerați că mass media oferă posibilități egale tuturor partidilor politice pentru a-și mediatiza platformele electorale? Haideți să vedem peisajul care s-a conturat în contextul discuției modificării codului audiovizualului, pentru că sunt anumite tendințe și până la urmă dacă media cu adevărat este cea care oferă posibilitățile acestei egale. Știți, când vorbim de procesul de democratizare sau, bine spus, de modernizare a Republicii Moldova, dar și noi vrem să vedem care este rolul mass media. Și iată, un rol important îl are mass media în cum activează ei în cadrul alegerilor, da? Sau procesul electoral. Este un moment foarte important din activitatea ei. Și iată, aici noi am... chestionarea a fost mult mai mare, conține circa 100 de întrebări și atunci una dintre întrebări este pe persoane noi întrebăm, dar dumneavoastră cunoașteți programele partidelor, următoarelor partide? Și atunci enumerăm circa 15 partide și observăm că cât de cât populația este cunoscută cu programul Partidelor Socialiștilor, cu programul Partidului Liberal, programul Partidului Comuniștilor, da? Așa, dar restul partidelor, practic, n-au văzut și n-au citit aceste programe. Și întrebăm, dar cum crezi? Care este rolul mass media în mediatizarea platformelor electorale, a programelor partidelor? Și atât, uitați ce avem aici. Circa 68% din respondenți spun că nu, unele partide sunt privilegiate, da? În mediatizarea platformelor electorale. Și circa 75%. 3/3 din experți spun că unele partide sunt privilegiate
altele nu. Și deci acesta este, ar fi un răspuns la întrebarea dumneavoastră, pe când doar 15% dintre respondenți și fiecare a cincilea expert consideră că ele au, au posibilități egale de a-și mediatiza aceste platforme. Adică majoritatea absolută a respondenților și a experților dau o apreciere negativă mass mediei în ceea ce privește mediatizarea programelor și platformelor electorale. Domnule Lipski, vă rog. Eu vreau să adaug, dacă ne amintim de alegerile municipale, deci a primarului în Chișinău, noi ținem minte cum mass media, iarăși care aparținea guvernării, a atacat-o pe candidatul nostru, doamna Griceană, s-a spus tot fel de feluri de prostii. Se spunea de tancuri rusești. Nu se vorbea de canalizație, nu se vorbea de apă, de drumuri, dar se vorbea de geopolitică. Și cu asta, cu presiunea asta mass-media, clar că rezultatul care a fost primit, a fost primit așa un rezultat. Și acum noi vedem pe cine oamenii au ales. Au ales pe un tâlhar până la sfârșit și noi asta o vedem, fiindcă e arestat. Păcat că au trebuit 10 ani ca oamenii. Domnule Roibu, transparența în media va aduce lumină în această problemă despre care discutăm noi, pentru că fără a face numele public a unor posturi de televiziune, dar un trust cel puțin a străinat teoretic, dacă am putea să fim sinceri până la capăt, purtătorului său de cuvânt. Un caz fără precedent, atunci când un partid și o persoană deține aproximativ 5-6 instituții media. Nu, că le-am străinat, asta este o privedere legală și el este obligat să facă lucrul ăsta ca să păi de asta și ziceam. Asta ar schimba cumva starea de lucruri? Nu cred și încă o dată nu cred. Pentru că eu, practic, mergând foarte des la volan, ascult radio, acasă mă străduc cel puțin să prind programele de știri ca să văd cine și cum reflectă lucrurile care se petrec în țară. Eu nu pot să spun că astăzi media se gândește atunci când activează, se gândește la interesul general al societății noastre, se gândește la binele comunității noastre, pentru că în mare parte noi vedem, iată, cineva spunea că este lipsă de transparență, asta lor și le trebuie. În mare parte eu vedeam, cel puțin la unele canale, o propagandă. Eu știu canale televizate în Republica Moldova care dimineața până seară spun că Republica Moldova trebuie să dispară, aceasta este o himeră rusească, moldovenii sunt o invenție, limba moldovenească nu există, toți sunt. Și tot felul de cuvinte care nu au nicio legătură cu logica, nu au nicio legătură cu societatea democratică, cu respectul reciproc și așa mai departe, iată, ei activează dimineața pânsară și ei activează, bine, mersi, nu sunt penalizați nici cum. Doar o secundă, ca să termin. Eu mi-aduc aminte anul 2012, când a fost închis telecanalul NIT, da? Vă aduceți aminte vreun protest altor reprezentanți mass media, poate vreun protest comun, așa cum ei încercau în Parlament că vor acces în sala de ședință, nu știu ce avea lor să-i dă sala de ședință, dar unii erau atunci, nu vreau să le dau numele ca să nu le fac prea mare publicitate, dar unii erau ei atunci, într-adevăr, dacă ei țin la libertatea mass media, a fost închis un canal media, voi unii erați. Astăzi, iată câteva luni în urmă, mai se făcea o epopee întreagă, jale în toată țara că se închide încă un canal, că coordonatorul închide încă un canal. Nu vreau să dau numele nici acestui canal, dar care se deschide mult miraculos. Înțeleg, da, se deschide peste câteva luni. Dar băieți, voi atunci când vă jăluiți pe voi vă închid, voi vă aduceți aminte de cazul din 2012? Voi atunci vă bucurați, voi aplaudați din palme că se închide netul. Băi, când să vă credem, atunci sau cum? Deci eu nu cred nici în echidistanța multor posturi de televiziune, nu cred nici în echidistanța celor care plătesc aceste posturi de televiziune și nu cred că există până la urmă chiar și jurnaliștii în mare parte, cel puțin care eu cunosc, mai ales din presa scrisă, ei au două identități. Una este a lui personală și alta este a lui profesională. Și el poate să scrie despre, m-am confruntat cu un exemplu concret, când ei au venit la noi la un eveniment, noi am sărbătorit 10 ianuarie bătălia de la Vaslui, ei au venit, au filmat 2 ore întregul marș, toate discursurile, inclusiv ne-au filmat până când noi am mers să ducem lucrurile înapoi la oficiu și dintre aceste 2 ore au arătat 2 minute. Unde oamenii se bâlbâie, unii oameni nu înțeleg întrebarea, roagă concretizări și atunci când eu le scriu aici relația noastră omenească s-a terminat, atunci ei mi reproșează. Haideți să facem deosebire între mine ca jurnalist și mine personal. Și mi-e pare rău că asta se întâmplă. Domnule Roibu, dumneavoastră faceți parte din cei 70% din respondenții care atunci când au fost întrebați dacă
mass media contribuie la educarea civică a alegătorilor, au zis da? Sau într-o oarecare măsură? Da, într-o oarecare măsură? Eu sunt de acord că mass media are o anumită atribuție la educarea civică a oamenilor. Că dacă le vorbești oamenilor pe televizor despre lucruri frumoase, cel mai probabil, după exemplu, da, noi am avut nu de mult o lecție cu un etolog foarte renumit din țara noastră, Dorian Furtună, și el desuri face referință la exemplu maimuța vede, maimuța face. Dacă vorbești despre lucruri bune în mass media, atunci cel mai probabil societatea va începe să vorbească despre lucruri bune. Dacă noi să arătăm numai lucruri negative, atunci cel mai probabil așa și va fi. Eu cred că ea are o importanță majoră, dar nu cred că ea contribuie la educare în forma în care asta se întâmplă actualmente, pentru că noi vedem cu cât fast este laudat, de exemplu, procesul de emigrare. Da? Deschideți un post normal de televiziune, normal, da? Acceptat general. Și o să vedeți cum acolo apare publicitate, emigrează pregătit. Noi pentru ce pregătim oamenii? Noi pentru ce pregătim studenții în universități? Noi pentru ce plătim grădiniți? Ca ei să ajungă să treacă toată etapa dată și ei să emigreze pregătiți? Noi oare pentru asta pregătim tot? Noi trebuie leac să regândim atitudinea noastră față de aceste. Și cel mai important să nu ne temem să vorbim atunci când încercăm cu asemenea probleme, pentru că desu ori ne lăsăm prostiți pe banii noștri. Inclusiv pe banii noștri. Trebuie să fim puțin mai atenți. Domnule Mocanu, ajungem să discutăm evident și despre aspectul politic, despre partidele politice cu cea mai mare încredere și aici lucrurile sunt legate, ajungem să discutăm și despre liderii politici. Până trece nemijlocit la cifre, în calitate de sociolog și în calitate de coordonator a acestui sondaj, datele v-au uimit cumva? Vă așteptați la o altă realitate? Nu m-am așteptat la altă realitate, deoarece datele care le-am obținut noi, cei țin de ratingul liderilor politici, ratingul partidelor politici, sunt confirmate și de sondajele precedente. Da? Tendințele sunt următoarele, dacă cea mai mare încredere se bucură președintele țării, Igor Dodon, și cea mai mare opțiune de vot, o are Partidul Socialiștilor. Dar eu vreau aici ca să punem punctele pe ei. Deci, domnul Roiba a atins niște lucruri foarte interesante, ce anume de problemele cele care sunt discutate, cele țin de migrație, de pregătirea cadrelor în universități, da? Anume activitatea firmelor care activează în acest domeniu foarte reușit și foarte profitabil. Deci, dacă noi nu vom întreprinde măsuri, nu vom schimba politicile sociale, nu vom întreprinde măsuri serioase în dezvoltarea economiei și anume economiei rurale, atunci ne vom confrunta cu depopulare masivă a zonelor rurale. Dar noi, majoritatea, suntem din zone rurale, știm că tot timpul urbile și capitala țării tot timpul a profitat de cadre din și de tineri de la țară care au venit, au făcut studii și au pus umărul la prosperarea acestei țări pe parcursul istoriei noastre. Da? Și vă imaginați dacă în fiecare an vor dispărea câte 7, 8, 9 sate din Republica Moldova. Deja avem sate unde fiecare, da? Mai ales din nordul Moldovei, unde fiecare 4-5 acasă este abandonată, nu trăiește nimeni în ea. Și doar două cuvinte, că mi-ați dat altă întrebare. Dacă nu vom, și trebuie să începem cu cercetări serioase desfășurate. Dar vă spun, la momentul actual de situația în domeniul rural, de dezvoltarea sistemului, de dezvoltarea agriculturii, deoarece asta în ultimă instanță conduce la dezvoltarea infrastructurii sociale, dar granturile astea într-o măsură foarte mică acolo, o porțiune de drum s-a reparat sau acolo au început să construiască sistemele de apeducte împreună că sunt lucruri foarte bune, dar nu le rezolvă problema în esență, până noi localitățile nu vor avea ele economii proprii, nu vor avea livezi îngrijite, vii îngrijite, precum au muncit părinții noștri. Și aici, domnul Roiu, poate nu o să-mi dea voie să mint, dar tot se începe de educație în familie și în școală. Și vă dau un singur exemplu. Iată acum, și eu am copii și am nepoți, da. Mă uit la vecinii mei. Un virus social este, toți vor să plece din țara aceasta, măcar în Canada. Băi, oameni buni, vă duceți în Canada, vă știți ce climă e acolo. Toți pleacă, mă duc și eu în Canada, să duc în Franța, audeam trei, care patru copii acolo au născut în familie. Genere, e o situație dezastruoasă. Și eu un singur exemplu le dădeam studenților mei, dar și doctoranților și masteranților, spun, oameni buni, uitați-vă. Exemplu poate să fie părinții noștri, bunii noștri, părinții noștri. Tatăl meu vine din armată
Și erau 7 copii din urmă. A luat, a construit din nou casa bunieilor. Pe și-a construit casa el. A muncit 10 noapte în colhozul natal și a contribuit la prosperarea Moldovei, a satului. Dar dacă proceda și el, ca și ceilalți, da? Că avea un frate mai mare, că eu trăiesc la oraș, mi-e greu, dați-mi pace, noi am ajutat. El a toate, i-a învățat pe toți, da. A construit casa un altă. Adică, exemplul părinților noștri de sacrificiu. Da. Și noi vrem să avem o generație de sacrificiu. Nu știu dacă generația tânără acum poate fi considerată o generație de sacrificiu, dacă fug din țară. Și vedeți, dacă până acum în prezent factorul socioeconomic era determinant în emigrarea populației. Acum nu e factorul acesta. Este factorul sociocultural, da? Eu consider că sunt persoane care au, să zicem, un capital cultural avansat, da? Au făcut studii bune aici, peste hotare, au deja, ei sunt asigurați cu, au locuri de muncă bine plătite, au casă, au masă, dar iată virusul ăsta, că vor să plece în alt, unde plecați? Spre societăți dezvoltate economic, spre societăți avansate, stabile, că adică ei și copiilor și nepoților să fie, să trăiască într-o societate stabilă unde el să știe din punct de vedere profesional că va activa în companii mari, în companii bogate și el vrea să știe cum va crește el din punct de vedere profesional, că va trece dintr-o mobilitatea asta socială, este asigurat, că va trece din, dacă va munci cinstit și mult, da? Va da dovadă de onestitate, el va trece în straturile astea sociale superioare. Și iată aici este problema, că problema principală în Republica Moldova, da, sunt creșterea prețurilor, sărăcia, corupția, dar ca bază noi trebuie să venim la factorul educativ, numai decât să ne oprim la, să avem un sistem de educație modern, bine finanțat. Patriotic orientat. Și, da, și aici oamenii trebuie să știe că scopul lor este de a contribui la prosperarea acestei țări. Dar nu au criticat de... A critica părinții și buniei că le-au construit casa doar cu un singur etaj. Dar acest fac numai copiii care sunt slab educați și o leacă discreierați. Un copil bine educat, el stă, repară casa părinților, întărește fundamentul, repară fisurile, schimbă ușile, geamurile, pune a doilea etaj, trăiește modern ca în Europa, că au muncit. Roibu. Au muncit. Aveți completat ceva? Eu în același context. În primul rând, nu văd raționamentul în emigrarea tinerilor în societăți stabile și eu îl iau în ghilimele, pentru că uitați ce se întâmplă în Franța, Germania, Belgia, vedeți câte atacuri teroriste se întâmplă în capitalele lor, da? Și aici spune sub semnul întrebării întreaga lor stabilitate și mie mi se pare că mai stabil este să trăiești astăzi în Republica Moldova decât să mergi încolo. Dar și în perspectiva emigrării altor popoare din Africa și Orientul Mijlociu spre Europa, atunci vă asigur că în Republica Moldova este mai stabil de trăit. Da, domnule Lipski, vreau să revenim un pic la personalitățile politice. Dacă eu totuși, da, dacă totuși, da, câteva cuvinte, dacă se poate. Da. Știți, sunt mai multe momente aici despre ce a vorbit domnul Mocanu, dar vreau să spun una. Până nu există un sistem în țară de dezvoltare, un sistem, nu vorbe goale despre reforme, dar un sistem care este din zi în zi implementat. Numai atunci omul o să vadă o perspectivă și atunci el are un interes să rămână în țară, fiindcă el știe că ceva îl așteaptă aici. Asta un moment. Și despre educație. Dacă copilul de la clasa 1 se spune că noi pe toată istoria noastră am fost numai umiliți, nu ne-a fost rău, n-aveam nicio victorie, n-aveam nicio parte la victorie, chiar și la victoria asupra fascismului. Noi n-avem nimic, n-am avut nimic cu victoriile. Noi de fiecare dată în istoria noastră totul era rău, totul era rău. Asta tot contribuie ca oamenii să plece de aici. Da, fiindcă ei se gândesc că asta e o țară unde nimic bun nu s-a făcut și nu se face. Mai, mai este un moment tare important în ce îi spune domnul Lipski. Scurt, ca să revenim un pic la tema. Revenim, dar așa asta e în tema la ce și o să spuneți dumneavoastră despre personalități și încredere în ele. Domnul Lipski spune foarte bine că trebuie să fie un sistem implementat de zi cu zi care se ducă la dezvoltarea țării. Dar cel mai important, oamenii care dezvoltă sistemul dat, oamenii care răspund de implementarea lui, ei trebuie să creadă în ceea ce fac. Iată, dumneavoastră, faceți un cerc pe culoarele guvernului și întrebați, dumneavoastră, credeți în necesitatea exterii Republicii Moldova? Și o să vedeți miniștri care spună, da, mie mi se pare că poate dacă ne-am unit, poate ar fi mai bine. Adică ei nu cred în misiunea pe care ei o au, ei nu cred în funcția pe care ei o îndeplinesc și atunci cu ce ocazie noi să așteptăm rezultate palpabile de la dânșii când ăștia sunt niște aferiști care trec așa întâmplător pe acolo. Pentru pensii, cum eu ne miresc în unele studiouri cu deputați, 3 mandate în Parlament care spun Republica Moldova trebuie să dispară. Refuză pensia de deputat dacă Republica Moldova trebuie să dispară.
Domnule Lipski, vorbeam despre încredere. Igor Dodon, 43,1, urmat de Maia Sandu. Cât s-ar părea de straniu, acest procentaj este destul de mare care îi disparte. 16,4% are doamna Sandu, după aceea Năstase și Renato Usat, 3,8% și 3,3%, dacă nu mă înșeală memoria. Haideți să pornim. Lucrurile sunt legate oarecum de promisiunile în campaniile electorale, de acțiuni concrete, de doctrină? Unde este? Spuneți că diferența mare? Da. Sau, și diferența, dar și modul în care este percepută realitatea de către concetățenii noștri. Vreau să spun că procentajul pe care îl are președintele țării, domnul Igor Dodon, e clar că e meritat de dânsul. El respectă cuvântul său care a fost dat oamenilor. Și până la urmă e firesc ca președintele țării să aibă cel mai mare și eu cred că ratingul lui o să crească numai. Clar că guvernarea face tot posibilul ca să-i pune piedici în diferit mod. Noi le vedem ultimele cazuri care s-au întâmplat zilele acestea, ce se întâmplă. Noi vedem că se face totul și se fac și probleme cu diplomație, și probleme cu Transnistria, tot și din răsputiri se pun obstacole președintelui. Dar eu cred că asta o să fie până la sfârșit, nu o să ajute și el o să treacă peste ele. Ceea ce ține de Maia Sandu, Năstase, Usatăi, clar că acești oameni, deci Maia Sandu participând la alegeri, clar că i-a primit, să zicem, o parte de alegători care au susținut-o și până acum o mai susțin oamenii aceștia. O parte erau adepții lui Năstase și clar că ei până ce îl mai susțin și pe dânsul. Ceea ce ține de Usatăi, un grup de oameni, Usatăi era foarte activ, noi doar ținem minte asta, era foarte activ, dar până la sfârșit noi vedem că în scădere foarte mare. Vedem că politica se face pe Skype, da? Da. Politica se face, știți, mi s-a părut că omul acesta a făcut tot posibilul ca să fie, să nu poată, deci, să aibă acces în țară. Așa mi s-a părut. Poate eu greșesc. Da. Poate asta era o manevră politică special făcută. Poate nu. Eu nu vreau să-mi pun, cum să zice, capul în privința asta. Dar, da, acești oameni sunt mai activi pe scena politică. Dar totuși, ceea ce fac ei și cum spun ei, și ceea ce propun ei, nu aici în spusele, în faptele lor, iar nu există un sistem. Un sistem care să aducă la ceva, la prosperare. Ceva propuneri concrete, pozitive, care ar duce la ceva bun. Deci este vorba până și despre distrugere. Despre distrugere. Bine, distrugere. Dar dacă noi distrugem totul până la temelie, noi tot nu putem să construim atunci nimic, având nici temelie. Dar președintele, el totuși lucrează constructiv. E greu lui, noi îl susținem, el are susținere din partea oamenilor, din partea poporului și eu cred că până la sfârșit el răzbate și rezolvă problemele pentru popor, pentru țară. Domnule Mocanu, atunci când au fost întrebați concetățenii noștri dacă s-au schimbat în ultimii ani preferințele electorale ale dumneavoastră, au spus 43% da. Aceasta ar însemna un semn de alarmă pentru partidele politice? Ceva nu merge bine pe eșicherul politic? Da, noi am făcut o analiză, așa știți, a gradului de fidelitate, adică am întrebat pe respondenți cu cine dumneavoastră ați votat în 2014 și cu cine aveți de gând să votați în prezent, da? Și uitați-vă, circa 40% din respondenți s-au decepționat în partidele care le-au votat și au emigrat spre alte partide. Deci, și noi totodată am stabilit de ce ați votat anumite partide, da? Și ce așteptați de la partidele care vreți să le votați acum, da? S-a făcut o analiză. Și uitați-vă că doar gradul de fidelitate reprezintă 37%. Vor vota în continuare cu celelalte partide, 40% s-au decepționat, vor vota cu partide noi și încă o pătrime stau la îndoială. Adică n-au dat un răspuns clar la această întrebare, adică sunt în căutare. Asta dintre cei care vor să voteze la viitoare alegeri din 2018. Și ce aici ține, iată, colegii mei au făcut o analiză de ce votează anumite partide, de ce au încredere în anumite candidați. Cred că, într-adevăr, este o multitudine de factori. Și anume, da, într-adevăr, domnul deputat are dreptate că, în primul rând, este reflectată alegerile din scrutinul prezidențial, unde doi lideri s-au confruntat și eu cred că au fost pentru prima dată la noi, așa știți, o bătălie așa serioasă,
Periculoase. Într-adevăr, da, au fost poate anumite exagerări, au fost, dar totuși au fost un spectacol frumos pe care l-au asistat alegătorii noștri, da? Și au fost nevoiți să facă o alegere. Și evident, mai departe ce urmează? A câștigat alegerile domnului Igor Dodon și deja, având o echipă productivă, o echipă muncitoare, pe care o conduce și ei deja muncesc, dacă ei vor continua, da, în aceeași direcție, da, vor fi activi, vor fi concreți și vor soluționa. Măcar dacă în rezultatul acestor munci, măcar câteva mii de locuri de muncă vor deschide în sectorul rural al Republicii Moldova, deja va fi un mare câștig pentru Republica Moldova. Și deci, și aceasta se reflectă și asupra intenției de a vota aceste partide. Da? În practic, majoritatea vor concura două partide, Partidul Socialiștilor și Partidul PAS. Ei, în bătălia mare, se va da între aceste două partide. Clar că acolo pot să, noi nu negăm faptul, poate să includă și alt partid, dar Partidul de Guvernământ, Partidul Democrat, da. El are potențial puternic. Mai sunt acolo Platforma DA, mai sunt Partidul Nostru, mai sunt Partidul Liberal, care poate să reînvie, da, printr-un miracol, să reînvie și să treacă pragul parlamentar. Dar aceasta trebuie să depui foarte mari eforturi. Domnilor, invitați, mai avem o minută în cadrul acestei emisiuni. Insist să vă acord o întrebare pentru ambii invitați. Concetățenii noștri, când au fost întrebați dacă optează pentru micșorarea numărului de deputați, atât respondenții cât și experții, la interval de 5 puncte au zis că avem mulți deputați. Ar trebui ca să mai fie redus numărul lor. Domnule Lipski, în 30 secunde, părerea noastră. Părerea mea este următoarea. Asta ar economisi banii statului. Da, și n-ar aduce impact negativ la legislativul. Domnule Roibu, 71? Eu am să-mi permit să fiu puțin mai critic. Estonia, da, este o țară mai mică ca noi, dar are tot 101 deputați. Eu cred că 101 este un număr ok, pentru că 71 deputați sunt două consilii raionale. Dar noi în comisiile cele de profil, noi să avem specialiști care se poate să duc, să coordoneze activitatea statului. Eu vorbesc de profesioniști. Uitați-vă ce se întâmplă acum. Ei nu prea sunt, dar ce o să fie când fie 71? Deci eu nu chiar salut această inițiativă, dar îi las dreptul la viață. Din punct de vedere economic, e rezonabil. Eu vreau să spun una. Știți, așa cum lucrează comisiile acum, mai bine să fie chiar și mai mici. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru amabilitate. Condiții bune de lucru. Iată pentru ce s-o oferă. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a continua cele discutate astăzi. Multe aspecte au rămas pe din afară. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Vă doresc o seară bună alături de Accent TV. Fiți cu ochii pe noi.